pentru cremus avem nevoie de 300 de alune. O să mai avem nevoie de 200 de grame de ciocolată, 20 de grame de unt, 400 de grame de lapte condensat. Ia să-l desfacem. Este făcut de mine. Eu îl țin la frigider. Așa. Și într-o oliță o să punem toate ingredientele. O să punem alunele, puteți pune și nuci. Punem alunele, punem și untul. Punem laptele condensat. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube. Este la fel ca cel cumpărat, nu este diferență, este foarte, foarte bun. Așa. Și o să punem și ciocolata. Așa, amestecăm mai întâi puțin și o să punem pe foc. O să pun întreagă, că se topește. Așa. Acum am să dau pe foc, la foc potrivit. Și cât a început să se topească și untul și ciocolata. Și o lăsăm să fiarbă până se îngroașă puțin. Așa. O punem din nou pe foc. Am spus, o să luăm puțin în compoziție și o să punem așa aici. Și dacă se întărește, atunci este gata. Dacă nu, o mai lăsăm pe foc. Am să o las aici deoparte, ca mai fierbe. Crema cu alune, ciocolată, lapte condensat și unt. Atât am pus în ea. Deci am pus 400 de grame de lapte condensat, 300 de ciocolată, 50% cacao, 20 grame de unt și 300 de grame de alune, alune prăjite măcinate. Puteți pune și alune sărate, măcinate sau dulci, depinde cum vă place la gustul. Puteți să încercați și cu acele sărate să vedeți ce bune sunt. Numai să nu fie prea sărate. Așa, aceasta este crema, o lăsăm să se răcească. Ia, uitați cum s-a îngroșat.